parte. Fabio di Cremozzarella, abbiamo fatto un'ispezione, vediamo come un muncitore lucrano. È bene che merghi io, anche io, a lucrare dei muncitori, non sono ancora muncitori buoni. Devo mergere io a lucrare. Dovrebbe essere fatta subito, non è che ciò. Ah, 10 minutini ci vuole. Pigliare due cose? Ha pigliato due cose? Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Come siamo, Donato? E stai facendo, Donato? È a temperatura, Donato? Sì. È a posto? Possiamo mettere? Gira, gira, Donatello, gira. Donato, c'è sta? Pasta. La pasta? Aspetta, Donatello, aspetta. È così? Va bene, ok. Da lavorare. Vai, gira. Gata? Putem să mâncăm și noi ceva? E gata? Ce faceți acolo? Stau preparando la ricotta. La ricotta? Sì. Dă-ți tu mai tare la căldură, că nu mai pot de frică. Qua, la căldură, qua. Metti le mani qua. Unde? Qua. De mine. Și acum faceți ricotta? Sì. Bun. Molto, molto, mio. Molto. Brutta fame. Hai băieți, hai! Hai că mai am și altă treabă acasă. Donato, tu parați ca... Te preparați. Da, da, și tu, pantă. Te trece. Perfect. Ultime toate. Non è bun. Ma n-a jucat asta acasă. Nu știu ce face el acolo. No, tu cosa, n-a jucat, dai mi tu cosa. Quando finisce? Quando deve staccare? No, ancora non dice nulla il signore. Donato, facciami cicchianare che sai caganna. Uga, uga. Posso stare lì? Che gata? Sculini. A schiuma? No, sculini, c'era un auto, Donato. A chi è? Chiedo di te. Dove sono? Questo potrebbe essere. L'altro ancora ce n'era. Se non lo trovate, mi sento di solito, vai a prezzo. Guarda questo città.
Auzi, fă-mi și mie, te rog frumos, o pizza ceva, că eu vin acasă, nu mai stau aici. Păi sunt supărat, acolo m-am dus, m-am făcut numai de aia, și că ei sunt brânzari. Uite-te și tu, sunt vai de capul meu, mi-e și frig, mi-e și asta, sunt foarte supărată, nu mai beau. Nu mai, mă duc acasă, să vină singur dacă vor. Eu nu mai stau aici. N-au făcut nimic, până la ora asta s-a și înserat. Comenzile când pleacă? Mâine dimineață? Nu știu, fă-mi ce vrei tu, o pizza, ceva, că mi-e foame, nu mai pot. Și copiii au venit de la școală, că mai nu mi-am abandonat și copiii pentru ei. Bine, bine, haide, mă sun când ești gata, dacă vin la tine și mănânc. Bine, hai, ceau, ceau. Coate. Coate? Nu, coate, nu, nu, aspetta. Gata, am plecat. Faci și mie o burata? Basta. Ca așa n-am mâncat nimic toată ziua. Mâna de maestru, mâna de maestru, nu? Hai, gata? La partea de ricota, tot ce ai nevoie este răbdarea. Și asta am învățat-o de la soțul meu, pentru că el de fiecare dată mi explică că cu răbdarea treci marea, cum se spune la noi. Da? E, în cazul acesta, cu răbdarea se face ricota. Că dacă nu o lași pe ea să se ridice, fiecare zi este diferită în funcție de timp, în funcție de lapte, în funcție de ce a mâncat vaca în ziua de dinainte, și atunci trebuie să aștepți și să ai acel ochi, să te uiți acolo în cazanul acela care fierbe, să vezi dacă se ridică sau nu, că chiar așa se numește în limba italiană, ricota naște, se naște în momentul respectiv, și asta încercam să le spun băieților, nu trebuie să se grăbească, ci trebuie să aștepte. Hai băieții, hai că s-a făcut. Faci vedere cum e sala la ricota, amă. Amă, vedi, faci vedere cum e sala la ricota, vedi. Vieni, allora, amă. Hai să vedem cum. No, nu, nu, tu care asta. Cum se ridică ricota? Cum naște ricota, nu? Cum se zice la voi? Naște ricota. Vede? Uite cum quella se cosa strânge. Bianca. Păturici, păturici, nu? Da. No, va, piano. Încet, fac. Uite așa. Lăsăm la riportare. Ma questa cara è bruciata. Ora questa cara. Uite. Așa? Donatino! Puoi staccare un bruciatore. Stacca il bruciatore, ok? Poți să prind astea, gata? Perfetto, vai. Lasă-la fare, poți. Hai, amore, hai și tu, haide. Ajută-mă și pe mine aici să plecăm. Se deve cuocere. Păi și nu e bun așa? Lor, la recipientele acelea, prin care practic se separă zerul de ricota, nu au fost atenți deloc băieții și cred că au luat ceva reciclat, dar fără să le segregeze, pentru că
Trebuie să fii atent la fiecare bucățică. Și într-adevăr, momentul în care eu intru, am acel ochi de patron și văd tot, găsesc orice, chiar mi se spune numai dumneavoastră puteți să le găsiți. Și evident am vrut să le demonstrez faptul că trebuie să fie atent la orice detaliu. Hai mai repede că am treabă acasă. Ia uite, astea-s murdare. Ia uite. Măi, trebuie să vin eu mereu să vă controlez. Ia uite, astea cineva și-a pierdut aici fixul albastru. N-aveți altele? Una da, una nu. Una da, una nu. Gata? Asta-i tot? Asta-i tot? Nu. Păi și unde sunt celelalte? Donarino! Portale alte fașete, Bellerico! Păi, nu-i trebuie, mama. Deve essere pronte! Nu? Ma non li riempio, li metto dietro. Falle tutte una volta, così ce ne andiamo. Stiamo qua fino a mezzanotte, già scuro fuori. Amore, te lo frumos, spune-i să facă mai repede, că dacă nu terminăm, până la miezul nopții. Ah, 10 minute și oră. Deci ricotta asta cât mai are de fierb? Cât mai fierbe? 10 minute, cât mai fierbe, Donato? Uite că s-a ridicat, amare, s-a ridicat ricotta! No, lasă-o. Uite aici, uite cum s-a ridicat, nu e gata! Lasă la goșă! Cum nu? Uite aici că s-a ridicat, nu e bună! Cât trebuie să fie? 300 de chile! Uite non cât este! Non correre! Cât trebuie să mai coacă? Non correre! Nu e gata? Deci m-a ținut pe... Toată ziua pe uscat-o, ricotta, n-am mâncat nimica. Cât mai așteptăm? Și o burată, n-ai mai găsit nimic pe acolo? Donato, n-am aprobat să fiu niente la? N-am mai găsit nimic acolo, n-a? Nu? Niciun cercel de diamant? Tars. Te-ai arți, nu? Asta e, mai întâmplă în viață. Da, haide, gata? E gata? Nu. Hai mai repede, Donatino, hai mai repede, că nu te mai iau femeile la mărita. Dacă așa, repede, repede. Repede. Nu, gata? Bravo, așa. Câte mai sunt? Trebuie să facă mare, da? Cât mai coace aia? Cam jumătate de oră acum, cât? Mezzoretta, no. Este timpul că se carică tutta la caldaia. Să se descarce? A visto, e arrivato l'inverno. Ia, uite, zici că suntem în filmele de groază. De zici că... Scary movie. Practic... Ceea ce îi arată maestrul este că diferența este de a aștepta, pentru că el spune că trebuie să aștepți, că evident a aștepta mult la viața lui ca să aibă o soție atât de frumoasă, da? Și de bună și de perfectă și așa mai departe. Așteaptă, Donato, că te duci înainte ca femeia la măritiș, așteaptă, da? Și trebuie să aștepți să crească ricotta, să se coacă, că despre asta este vorba, trebuie să aștepți. Și trebuie să aștept, și trebuie să aștept. Și trebuie să aștept să se facă dură. N-ai înțeles, mă? Alo, trebuie să se facă dură. Lasă asta la o parte aici așa că trebuie să se facă dură. Păi da. Dură, tare. Ei, și mai stăm și mai așteptăm, nu? Da, e normal. Ei, și așteptăm. Este cum un copil, bisogna aspettare. E ca un bătat mare. Că ce să-i faci? Trebuie să aștepți, să vezi cum se face tare. Uite, vezi că îi se întărește acolo ricotta. Nu așa se face? Păi da? Bă, la mea, mă, super. E, păi da, dacă asta trebuie să fie, să se întărească ricotta, ce-am zis așa? Ce n-ați înțeles? Așa trebuie să fie, uite, ia să vedem, e gata? Piano, uite, încet, așa, încet.
Iese de dedesubt. Ia uite cum iese, așa. Așa. Se ridică și se întărește frumos. Asta este practic, de fapt e ultima mână de la brânză, adică e brânza aia care trebuie și ea prelucrată, dar o burata când îmi faci și mie? Burata! Nu mă este burata. E burata, vreau și o burata. Să-mi faci și mie o burata, două, că despre asta... E vorba că de-aia am venit, nu? Că mi-e și mie foame, am comandat o pizza degeaba, nu cred că mai ajung să o mănânc. Ia uite ce s-a făcut tare. Și după asta, deci asta practic e ultimul lucru care iese din lapte, nu? Da. Da? Da. Da? Da, da. Poi glielo diamo. A porci. Ei porci. Și după aia mai mănâncă și porci, nu? Il siero. Deci, serul ăsta, tot ce rămâne zerul ăsta de aici, o să-l dăm la porci, nu? Și nu tăiem și noi un porc așa, că n-are importanță acum. Ne urcăm pe porc, călărim, nu? Paia avem, mai mâncăm șorici? Mănânci șorici, Donato? Sau mănânci și tu coada la porc, nu? Nu mănânci? Păi de ce nu mănânci? Șoriciul cel mai bun, șoricu. Știi ce era șoricu? Nu știi ce e șoricu? Serios, nu știi ce e șoricu la porc? Vai, trei degeaba. Cum să nu știi ce e șoricu la porc? E ca, uite așa, ca obrazul la om. Cam așa e șoricul, da? Deci asta îl dăm la porci și după aia, asta la cine îl dăm? La oameni. Păi să facem canoli. Asta o facem pentru canoli. Bine, bun. Bun, dar eu când mănânc ricota proaspăt așa? Gata e? Lăsăm-o dură la porci. La prossima ancora più dura. Mai tare, da? Adică trebuie să fie dură. Tu ai înțeles, Donato, că trebuie să fie dură. Deci dură, da? Stai mă, lasă-mă pe mine, uite așa să luăm de aici. Așa? Adică așa trebuie? Gata, așa? Am luat bine? Nota 10. Mamă, cât de grea e. Și uite-o pe ricota. Adică un fel de, nu vreau să spun urdă, nu, că după aia nu trebuie. Dar nu e urdă, e brânză de oaie. Gata? Așa mai dragi, da? Hai, Donato, hai, Donatino, hai, bag. Bagă, mamă, bagă. Dă-mi-e dacă e al meu, dă-mi-l mie, că mie îmi place mare așa și gros, uite. Că se face mai repede, nu?